Merele au o gamă largă de beneficii pentru sănătate, de la întărirea sistemului imunitar la prevenirea astmului și a cancerului, se presupune că merele provin din Kazahstan, o țară aflată în Asia Centrală. Astăzi, există peste 7000 de varietăți diferite de mere, China fiind principalul producător de mere din lume. Merele au fost cunoscute din cele mai vechi timpuri din relatarea biblică lui Adam și Eva care au mâncat mărul interzis. În Roma antică, merele erau considerate fructe de lux, și în mitologia norvegiană se credea că merele sunt magice și țin pe consumatorii tineri pe vecie. Merele sunt un depozit de antioxidanți puternici, fitochimice, flavonoili, polifenoli, vitamine și minerale, vitamina B1, B2, B5, B6, B9, C, E, K, Dor, Fier, Magneziu, Potasiu, Calciu, Fosfor și Fibre. Aceste substanțe nutritive contribuie la sănătatea inimii, luptă împotriva cancerului și ajută la depășirea bolilor, îmbunătățind imunitatea. Merele consumate în mod regulat au dovedit că luptă și împiedică dezvoltarea tumorilor canceroase din organism. Multe studii au arătat că merele sunt fructe excepționale care luptă împotriva diferitelor tipuri de cancer, inclusiv cel pulmonar, de sân și colon. Merele roșii sunt bogate în pectină, o fibră dietetică puternică protectoare a colonului. Fibrele solubile găsite în mere ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge. Cercetătorii din Statele Unite, Marea Britanie și Singapore au descoperit că participanții care au consumat mere de trei ori pe săptămână, precum și alte fructe, cum ar fi perele, afinele sau strugurii, au șanse mai mici de a dezvolta diabet zaharat decât cei care nu au făcut-o. O substanță importantă, cuercetin, găsit în mere, ajută la prevenirea formării cheagurilor de sânge, precum și la reducerea riscului de ateroscleroză. Aceasta are un efect antiinflamator care poate ajuta la vindecarea inflamațiilor care se pot forma în arterele și pereții inimii. Numeroase studii au arătat legătura dintre creșterea consumului de mere și scăderea riscului de atacuri de astm. Substanțele nutritive oferă proprietăți antiinflamatoare puternice care ajută la ameliorarea căilor respiratorii inflamate, protejând astfel consumatorul de problemele legate de respirație și funcția pulmonară generală. Sunt bogate în bor, un mineral puternic care este cunoscut pentru îmbunătățirea activității electrice a creierului. Merele îmbunătățesc transmiterea semnalelor între neuronii din creier și stimulează celulele creierului, ceea ce este esențial pentru menținerea unui sistem nervos sănătos și activ. Și semințele merelor sunt uimitoare. Aruncați câteva semințe la salata de fructe și maximizați beneficiile care le oferă acestea. Bogate în vitamina C și vitaminele B, merele sunt excelente pentru mărirea imunității și prevenirea alergiilor și condițiilor infecțioase comune pectina găsită în mere previne absorpția colesterolului LDL, care înfundă arterele, evitând afecțiunile cardiovasculare. Merele sunt gustări excelente pentru persoanele care vor să piardă în greutate. Ele nu conțin grăsimi saturate, mai mult, au foarte puține calorii. De fapt, organismul consumă mai multe calorii decât conține mărul pentru a-l digera. Acestea sunt o sursă bogată în vitamine prietenoase cu pielea. Colagenul este o componentă structurală importantă care ajută la menținerea funcției sănătoase a pielii. Vitamina a este importantă pentru piele și se spune că are proprietăți care protejează împotriva cancerului de piele. Vă recomandăm să căutați mere românești pentru a evita pesticidele și erbicidele merelor importate. Dar, din păcate, asta nu înseamnă neapărat că merele românești nu sunt și ele contaminate cu aceste substanțe. Dacă vedeți un măr strălucitor și altul mai natural, ca din grădina bunicii, alegeți-l pe al doilea pentru a evita stratul de ceară toxic. Multă sănătate! Pentru beneficiile aduse organismului, vă recomand să consumați mere cât mai des. Abonați-vă, apreciați și distribuiți!